și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să fac un haul pentru voi, pentru că în ultimele săptămâni am adunat câteva produse și am zis totuși să fac un haul. Și știu că vă plac genul ăsta de clipuri, așa că da, o să vă arăt ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat de pe mai multe site-uri și am fost și prin magazine puțin și să vedeți ce am adunat. O să încep cu produsele de pe 1001 Cosmetice, pentru că pe unul deja l-ați văzut și nu sunt decât două produse. Am luat două fonduri de ten. Infallible Matte 24 Hour Matte de la L'Oreal. Asta vi l-am arătat în favoritele lunii decembrie, pentru că l-am luat undeva la începutul lunii decembrie și îmi place foarte, foarte mult. Este un fond de ten mat pe care îl puteți folosi chiar dacă aveți tenul uscat. Eu am tenul mixt spre uscat, să-i spunem, și nu-mi face probleme. Arată foarte bine, acoperă foarte bine. Asta este cel de la Rimmel London, Lasting to Finish 25 hours. Asta are 25 de ore, că e mai deștept. Pe asta l-am luat pentru că absolut toată lumea l-are, majoritatea spun că e wow și am vrut să văd dacă e chiar wow. Deocamdată nu m-a dat pe spate, dar o să văd cum mă descurc cu ele, cum mă simt în continuare cu ele. Spuneți-mi, apropo de asta, spuneți-mi la ce anume ați vrea să fac review din tot clipul ăsta. Am trecut pe la Marionaut și de fiecare dată când intru în Marionaut, există un produs la care mă uit, de fiecare dată îl testez, de fiecare dată și de fiecare dată să spun, a, las că nu-mi trebuie, las că n-am nevoie de el acum. Și într-un final m-am decis să-l iau și este vorba de Mary Luminizer. Cred că știți majoritatea că s-ar putea să-l aveți. Este un iluminator absolut extraordinar. Arată absolut fabulos și îmi place la nebunie până acum. Bine, mie mi-a plăcut de la bun început, dar am zis că nu am nevoie de el, că na, nu am eu nevoie de iluminatoare, că nu știu ce. Și într-un final m-am decis să-l iau. Da, asta este genul ăla de iluminator universal care se potrivește cam cu toate nuanțele de ten posibile. Ar veni bine, cred că, pe orice tip de ten, pe nu orice culoare. Și, de exemplu, dacă sunteți freelancer și de-abia vă faceți un kit, ăsta ar fi un produs bun pe care să-l aveți. Mi-am mai recumpărat, sunt recumpărate, rimelurile astea de la unul de la Maybelline și unul de la L'Oreal. Le-ați văzut și în favoritele anului 2015 și tocmai de-aia le-am și recumpărat, pentru că sunt foarte bune. Îmi plac la nebunie, amândouă dau un volum fantastic. Se întâmplă câteodată să le combin sau și individual sunt foarte, foarte bune. Deci credeți-mă, dacă, cel puțin pe asta, dacă nu l-ați încercat până acum, mergeți și încercați-l. Nu pierdeți chiar nimic. Bun, și acum să vă arăt ce mi-am luat de la Elf. Am dat o comandă la Elf pentru că aveau niște reduceri și vroiam eu un produs anume pe care niciodată nu-l găseam pe stoc. De fapt, sunt două produse pe care le vreau. Unul era această pensulă. Este nouă în colecția lor de pensule și este din aceea plată pentru sculpting. Este foarte bună. Singura chestie e, și e prima dată când mi se întâmplă chestia asta cu o pensulă de la Elf, se mișcă mânerul. Nu iese, nu dă semne care ieși, doar că se mișcă. O să trebuie să-l strâng eu puțin, dar îmi place că este foarte densă, este bună pentru sculptat, e bună pentru sculptat, îmi place. Mă bucur că am reușit să dau de ea și mi-am mai luat o pensulă pentru că aveam nevoie de pensula asta. Este o pensulă de detaliu din aceea dreaptă. Da, nimic special la ea, pur și simplu avem nevoie de pensula asta și mi-am luat-o. Și pentru că tot erau reduceri, mi-am luat și pudra High Definition de la ei. Pentru că vreau să o folosesc pentru baking și vreau să văd cum se prezintă. Are un burețel aici pe care eu l-am ordărit pentru că l-am folosit pentru baking. Este gros și este bun pentru baking. Îmi place mult de tot. Pudra este foarte fină, îmi place că este foarte, foarte fină. Dar ca orice pudră pulbere, bineînțeles că se împrăștie peste tot. Este foarte bună, îmi place la nebunie până acum. Da, trebuie să vedem cum ne înțelege pe parcurs. Și mi-am mai luat spray-ul de fixare pentru machiaj de la Elf, pentru că am văzut că are aloe vera, ceai verde, castravete și vitamina A, C și E. Da,
Să zicem că ar fi ok combinația asta, însă nu-mi place cum pulverizează. În momentul în care le pulverizez pe față, trebuie să-l țin foarte departe, pentru că nu pulverizează foarte fin. Nu știu, poate pare foarte fin aici. Da, o să mai vorbim. O să ne mai consultăm și vedem ce se mai întâmplă. Acum, era să uit, mi-am luat și un tuș de la Essence. Este cel în varianta waterproof, pentru că una din youtuberițele mele preferate a zis că este foarte bun. Asta ar fi un tuș foarte bun. Are un vârf din asta foarte subțire și foarte ușor de lucrat cu el. Și da, am vrut să văd și eu dacă e chiar așa cum zice ea. Bineînțeles că înainte de sărbători am trecut pe la Sephora pentru că am căutat niște cadouri și mi-am luat și eu beauty blenderul, cel original. Și vreau să vedem cum este. Nu l-am folosit până acum pentru că l-am ținut să-l păstrez pentru haul, să fie curat și frumos când apare în haul. Să vedem cum se prezintă după. De pe Makeup Shop mi-am luat 4 butter gloss-uri de la NYX pentru că îmi plac foarte mult. Mai am 3 și îmi plac la nebunie și tot vreau să le adun treptat pe toate. Am așa 2 nude-uri foarte deschise. Ăsta este Eclair. Ăsta este merenghe. Sunt foarte asemănătoare. Nici nu mi-am dat seama că l-am luat, dar oricum nu mă deranjează chestia asta. Ăsta este Strawberry Parfait, care este ceva mai roz, iar ăsta este un mov, pentru că am vrut să văd cum îmi stă și cu un gloss mov, tart și nu mai știu ce. Da, și vreau să văd, vreau în special, eram curioasă să văd cum îmi stă cu ăsta, dacă le combin și cu rujuri nu mă deranjează. Mi-am mai luat și 3 jumbo-uri de la NYX, pentru că și astea îmi plac la nebunie. Ăsta este Purple, ăsta este, ce este? Strawberry Milk. Este unul mai deschis și îl pot folosi pur și simplu ca afar pe ochi când mi-e lene sau nu am timp să mă machez. Iar ăsta este Iced Mocha. Este un maro ceva mai închis, dar și iarăși foarte, foarte frumos. Și am mai luat și Beauty Blender-ul de la Real Techniques, burețelul de la Real Techniques, pentru că vreau să fac o comparație între astea două și cel de la Ebeline, pe care îl găsiți în DM, să vă spun exact care-i treaba cu el. Aș vrea să fac, nu știu, ori un articol pe blog, ori un clip, îmi spuneți voi ce vreți mai exact. Și vreau să le compar, să văd exact care e diferența? Pentru că sunt persoane care spun că Beauty Blender-ul e cel mai bun și nu poate fi copiat, sunt persoane care preferă burețelul ăsta de la Real Techniques și la noi se găsește cel de la Ebeline, mai ușor și e mai ieftin, și de-aia vreau să văd dacă cel de la Ebeline le poate înlocui pe asta sau nu. Monica, asta este clipul de astăzi, sper să vă placă. Lăsați-mi comentarii mai jos cu ce ați vrea să vedeți în clipurile următoare, la ce ați vrea să vedeți review-uri, și ce alte clipuri ați vrea să vedeți. Mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!